Pe social media? Și pe social media. De ce e populară? Cred că aspectul ăsta de ursuleț îți vine să... Chiar și când sunt postate virtuale, îți vine să le smotocești un pic. Bună dimineața, Ana Maria, bună dimineața, Adina, să rămână. Aici, hai să luăm cu ăștia micii, începem cu ăștia, cu fetițele de câte luni? 4 luni. 4 luni. E prima oară când ai British? Nu. Nu. Ce știi neapărat și ce ar trebui să știe primul om care își caută acum, dă un săr și zice, gata mă, e pisica pe care o vreau? Este cea mai docilă, da. Cele mai docile. De acord. Pisicuțe, foarte cuminte, iubitoare. Dacă ne întreabă cineva, e plictisitoare? Nu. Deci docilă, cuminte, dar nu plictisitoare. Nu. Mă duc în partea cealaltă, Dorin, te las ultimul pe tine. Ca să-mi zici că e numai la buzut. Desert, mă da, la desert. Desert. Sărbuna, bună dimineața. Bună dimineața. Tot un puiuț? Tot un puiuț, tot un puiuț. De 4 luni, tot o fetiță. Tot o fetiță. Numai cu fetiță. Ok. Numai cu fetiță. Da. De ce British short hair și nu o corcitură pe care o văd pe net la un prieten care are și zice că știu eu sigur că e British? Păi pentru că atunci când alegem o pisică de rasă, caracterul ei se reflectă pur în comportament. Adică nu avem surprize. În general, trăsăturile pe care le are o rasă se reflectă în comportamentul ei. Așa că dacă aveți un British care aleargă 10 ore pe zi, înseamnă că s-ar putea să nu, să fie, nu fie British. Așa este, așa este. Dorin, vorbeam mai devreme de cât de sensibile sau cât de sensibile nu sunt pisicile astea. La ce trebuie să avem grijă la ele? Trebuie să avem grijă la plante. Da. Tocmai ziceam de Bozo, săracu. Aveți grijă la intoxicația cu plantele, este foarte agresivă, mai ales pentru ficatul lor. Da. Alergii? Ne-am enervat puțin. Da, uite, chiar pot să vă povestesc ceva legat de alergie. Alergia nu se face la blană, se face la saliva, la o proteină din salivă, da, cu care ele se ling, evident. Și uite, am avut un caz în care au venit, de asta este bine ca cei care își doresc pisicuțe de la Ofelisa să meargă în vizită toți membrii familiei, pentru că am avut un caz în care tatăl și fiica au venit de mai multe ori să vadă puiul, iar când pisica a ajuns acasă, mama a făcut o alergie, a zis, las că iau o pastilă și îmi trece. Nu i-a trecut și, mă rog, am luat pisica înapoi, nu asta a fost o problemă, o altă familie a primit-o, dar e bine ca ei să vină toți în vizită să... Cunosc cazuri în care, dacă nu ești foarte alergic la salivă și ești doar puțin alergic, s-ar putea să fii alergic respirator la păr, asta se mai tratează în timp și poți să obișnuiești. Am trebuit că-s două feluri, exact, da. Unul la praf și unul la proteina asta, se tratează și homeopatic. Ok. Și prin obișnuință. Și prin obișnuință, da, uite, am pe cineva care a luat două pisici de la Felisa unor prieteni și mi-a spus, băi, mi-a curs nasul, m-a închinuit. Câteva zile? Dar, nu, chiar câteva luni. Okay. Și până la urmă s-a obișnuit. Aici mă, atât de mult le-am iubit că zice, nu știu, cred că cumva m-a reglat. Ce culoare e asta? Tricoloră. Tricoloră. Tutti frutti. Ok. Deci British short hair și da, teoretic se numește Black Bicolor. Black Bicolor. Tortii. Ok. Dar ea ca și culoare are negru. Uitați, să vă arăt pernuțele alea pernuțele. Roz. Da. Ea venind din Spania vorbește mai mult așa. Oh, vorbește spaniolă? Nu știu, miauneza. O se numește Alhambra. Ok. Mă rog, Alhambra, ei spun Alhambra, ceva în genul ăsta. Cât are? Are 3 ani? Și... Nu, abia face un an luna viitoare. Da. Și negru este evident, albul este evident, ce iar acel portocaliu, Garfield. Uitați-vă la aceste. Da, și lăbuța e tricolor. Iar acest portocaliu de Garfield, tehnic se numește roșu, red. Ok. Da. Deci e roșu, nu-i portocaliu. Da. Eu sunt fan British nu numai pentru cum arată, ci în special pentru starea pe care ți-o dau în casă. Pentru cine nu are avut vreodată, cred că e cea mai bună rasă ca să împrietenești un copil cu o pisică. Da, la faza copii chiar e interesant că mulți dintre cei care au pisici de la noi au copii mici.
Și se întreabă, ok, și ce se întâmplă? Și am spus, stați liniștiți că dacă copilul o ia în brațe împotriva voinței sau vrea să-i facă ceva, ea în loc să-l atace, pur și simplu sare din brațele lui și pleacă și își vede de treaba ei. N-am văzut niciun semn de agresivitate. N-am avut niciodată. Niciodată, asta, nu? Niciodată, nu. Nu, nu. Am avut un caz interesant în care fetița avea vreo 11 ani și diviniza motanul, copilul avea vreo 5 ani și mă lua, mă chinuia așa, și motanul toată ziua era în camera băiatului și era super atașat de băiatul care îți motocea și îl căra prin toată casa. Deci dacă nu le place, pleacă. Normal, evită contactul. Îți dau ignor. Dau sin. De asta zicem întotdeauna să mergeți la crescători autorizați. Mai aflați și informații utile despre cum să-i crește și despre cum să conviețuiți cu ei. E foarte vocal. Nu toți britișii sunt foarte vocal, dar atunci când nimerești unul care îți cântă în fiecare zi și în fiecare noapte, bucură-te! E mai atipic. British de Spania. British de Spania. Vă mulțumim frumos, mulțumim că ați venit astăzi pe la noi. Mulțumim, Dorin. Mulțumim și noi de invitație. Și nu uitați, dacă vreți să aveți un puiuț de ăsta acasă, e timpul lor, puiuților? Nu prea, nu? Nu. Acum pisicile abia intră în călduri, la ele gestația durează 9 săptămâni jumate. Deci, cam în două luni încep să nască. Și după aia undeva la 3 luni. Da, și nu vă grăbiți să luați puiuții mici, adică mai degrabă să iei spre 4 luni decât spre 3 luni. Lăsați-i în cuib acolo. Ca să-și dorească să fie independenți și să-și dorească ei să se despartă de mama lor. Hai că vă dau câteva minute de pauză. Vă las cu imaginea asta pe ecran, nu cu mine, cu pisica asta aici din stânga, și ne întoarcem după câteva minute la neață. But I won't get caught up and brought up on charges for none of y'all.